telespectatori, ne aflăm în Ținutul Pădurenilor, Poienița Voinii, județul Hunedoara. Ceea ce vedeți în spatele meu sunt munții Poiana Ruscăi, cei care adăpostesc aproximativ 40 de comunități rurale. Aici trăiesc oameni care, protejați fiind de pădure, așa cum am spus și săptămâna trecută în cadrul primei părți acestei ediții speciale realizate aici, conservă foarte mult din ceea ce înseamnă tradițiile, obiceiurile județului Hunedoara. Avem aici un tărâm în care, deopotrivă cântecele, deopotrivă jocul tradițional și mai presus de toate haina țărănească, a fost păstrată intactă. Spuneam că ne aflăm pe un tărâm care s-a suprapus cu o comunitate veche dacică, aparținând dacilor liberi. Probabil tocmai de aici și similitudinea între costumele dacilor liberi și cele pe care și astăzi mulți dintre pădurenii de aici le poartă. Ne-am adunat, după cum vedeți, în acest spațiu și peisajul din spatele meu vreau să fie o invitație deschisă pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, de a veni aici în județul Hunedoara, de a traversa pădurile și a urca aici la munte pentru a vă bucura de, de această splendoare, de fapt, o parte din România frumoasă. Despre ea vorbim astăzi și spunem încă o dată la mulți ani, motivul pentru care ne-am adunat aici împreună, ansamblului profesionist Drăgan Muntean. La mulți ani încă o dată și bun venit tuturor celor care se află aici, prieteni, colaboratori, în marea lor majoritate, manageri de instituții culturale. De ce? Pentru că ansamblurile profesioniste își desfășoară activitatea în cadrul centrelor de cultură și artă din România. Acolo fiecare dintre artiștii pe care îi vedeți aici fac diferența prin proiecte culturale dedicate dumneavoastră în primul rând, celor care vă bucurați în continuare de muzică tradițională, cu tot ceea ce înseamnă asta. Dacă n-am mai avea aceste întâlniri, sufletul nostru cu siguranță ar fi mai trist, ar fi mai sărac. Așa că important este ca dumneavoastră, cei care vă aflați dincolo de sticla micului ecran, să fiți tot timpul alături de noi și alături de ei în tot ceea ce înseamnă proiectele pe care vi le propun în județele acolo unde își desfășoară activitatea. Masa e încă bogată, Ciprian Roman, gazda noastră. Vreau să-mi spui ceva. Am citit și nu știu să-mi spuneți voi, să mă contraziceți dacă greșesc. Însuși împăratul Franz Iosef s-a arătat cucerit absolut, doamnelor și domnilor, de brânza de aici, din această zonă. De ce e specială brânza asta? Poate să-mi spună cineva? Cred că nu doar brânza, bucatele pregătite de acești oameni ai munților sunt extraordinare, pentru că principala ocupație a oamenilor de aici a fost creșterea animalelor. Oamenii din aceste zone, nu doar prin bucate, nu doar prin joc, nu doar prin cântec, sunt oameni speciali, așa după cum știți și așa după cum ați văzut de fiecare dată, sunt și niște oameni foarte primitori. Când vei veni în Ținutul Pădurenilor, și cred că și ceilalți colegi ai mei care sunt din Ținutul Pădurenilor pot să confirme acest lucru, sunt bucuroși de oaspeți. Așa cum suntem și noi bucuroși de oaspeți, ansamblul Drăgan Muntean astăzi, și nu de orice oaspeți, ci oaspeți ca voi. Mulțumim foarte mult, așadar brânza e recomandată de aici, din Ținutul Pădurenilor. Cred că și pentru solul, care este foarte bogat în minerale, de aici se hrănesc animalele care ne dau până la urmă produsul finit. Vorbim de o zonă în care mineritul este una dintre ocupațiile cele mai importante. Foarte multe mine de aur, de plumb, de cupru au fost aici, din păcate sunt închise astăzi, dar ceea ce trebuie spus este că e o zonă bogată din atâtea puncte de vedere. Aici, în stânga noastră, să vizităm, cred că de-a lungul primei emisiuni am reușit să avem ceva să arătăm telespectatorilor. S-a preparat mâncarea. Bună ziua! Haideți aici lângă mine. Bună ziua! Cum vă numiți? Petre Rus sau Rus Petre. Bun! Petre! Petrica, așa vă zic prietenii, nu? Petrica, ce avem noi aici? Avem o mâncare tradițională de carne de oaie, numit ceaun, și cam atât. Păi bun, și cum se face? Se face, se toacă carnea, se lasă o noapte în apă pentru a ieși sângele din ea. Se... O noapte întreagă, o lăsăm așa? De seara până dimineața, de preferință. După aceea se călesc legumele, ceapă, zarzavaturi, fiecare ce vrea să pună, sunt mai multe feluri de preparare, fiecare are stilul lui. Dumneavoastră ce ați spus? Noi am pus ceapa, am pus unt, am pus untură de porc, am pus puțin ulei, câte un pic din fiecare, vorba aia,
Așa. După care, după ce călim zarzavaturile și legumele, punem carnea, care am clocotit-o înainte să o punem în ceaunuri în apă, pentru a uspuma, cum se spune în termenii noștri. După care am pus condimente după gust. Cam ce cantitate avem aici de carne? Păi, în jur la 60 de kilograme de carne. Deci ajunge pentru toată masa, nu? Asta e comanda lui Roman, nu? Da, da. Păi la comanda lui domnul Ciprian. Așa, pentru toată masa, pentru voi, pentru toată orchestra, pentru toată lumea, nu? Toată lumea, ne bucurăm că... Dar aici ce ați pregătit? Văd că-s două ceaune cu apă. Urmează să facem și mămăligă. Deci venim mai târziu să mâncăm. Sigur că da, o să pregătim și mămăliga să fie tot dacă e frumos. Păi da, da, știți ce lipsește aici? Eu știu când se gătește, omul mai bea cât un rachiu, n-aveți nimic? Avem și rachiu și dați băieți de acolo. Aduceți, domne, aici, voi stați, v-a pus doar la treabă, așa. Păi uite, rachiu e întreg. Deci cam... Ne vedeți noastră. Hai mă, că e o nevoie de o femeie, auzi, a venit aici și Mariana cu rachiu. Un vin ars, că așa se zice. Mulțumim din suflet. No, până atunci dăm voie să spun Iuliana faptul că dânsii vin din Valea Jiului, din ținutul Momârlanilor. O altă asta zonă... voiam să întreb legat de clop. Deci nu sunt pădureni, sunt Momârlani din Valea Jiului, o altă zonă superbă, așa cum spuneam, unde îndeletnicirea principală este oieritul. Da. Și noi suntem tot într-o zonă așa muntoasă, care ne mândrim cu ea. Aveți oi? Da, avem și oi. Câte? Știți că e vorba din bătrâni, bunicii. Oile nu se spun numărul niciodată. Dar de ce oare? Nu știu, e un secret așa din străbun. Dar să știți, realmente, la orice emisiune am întrebat și pe tinerii noștri care vin din familie de ciobani și așa, câte oi ai acasă? Și ai zis, nu pot să vă spun. Ai... Nu știu, așa... Vreți... Bine, atunci o să zicem că n-ați apucat să le numărați. Vă las atunci și venim mai târziu când e gata mămăliga. Bine, i-aduc pe băieții aici să guste. Deocamdată zic să începem spectacolul, muzica! Îmbi
Și cu sufletul meu ars,
creadă lumea că-i vântul, la 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 la, noi nu e fie gândul, la 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 la, scobor lună fă lumină, la 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 la, să vadă bădea să vină, la 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 la.